Vaihtavat niitä. Pe 21 august, acum putem vorbi deschis, am ocupat Cehoslovacia. Ibrahim Isaev din Kazahstan era unul din tanchiști în timpul invaziei de la Praga. Auzeam avioanele în aer, iar lumea în jurul nostru se cutremura pentru că tancurile erau la Praga. Ivana Doležalova avea 19 ani. În lunile precedente, în timpul primăverii de la Praga, guvernul cehoslovac, condus de șeful Partidului Comunist Alexandre Dubček, reușise o serie de reforme democratice cunoscute ca socialismul cu față umană. Pentru conducerea sovietică de la Moscova, acest lucru era inacceptabil. Forțele terestre au intrat primele, apoi a început să se tragă. Atunci am înțeles că am aterizat în mijlocul unui carnagiu. Oleksandr Mitko făcea parte din regimentul 194 de parașutiști care a zburat în Cehoslovacia. Înainte de aceasta efectuaserăm zboruri în țările pactului de la Varșovia. Peste tot fuseserăm bine primiți, dar nu și acum. Te afli față în față la o distanță foarte mică de soldații care îți invadează țara. Dar ceea ce vezi sunt fețe de băieți tineri nevinovați. În ochii lor vezi nedumerire, frică, îți dai seama că nu-i vina lor că au fost trimiși. Ne spuneau direct în față că suntem ocupanți, dar cum puteam fi ocupanți, ne întrebam, dacă nu făceam decât să ne îndeplinim ordinul. Cum adică ocupanți? Mii de oameni s-au adunat în fața radioului cehoslovac să apere această sursă de știri necenzurate. Abyste bezmeznou obětavostí i hrdinstvím prokázali svou důvěru a nabídli i svou pomoc nám v rozhlase. Era clar că odată ce puneau mâna pe presă, țara putea fi ca și pierdută. Și desigur că totul s-a petrecut mult mai violent decât își putea imagina cineva. Atunci m-am ascuns, nu vroiam să fiu ucisă. Mai târziu, în acea dimineață, sovieticii au intrat în clădire, au găsit studioul, erau în direct și au oprit emisia. Pavel Pehacek era producer la radioul cehoslovac. Ceea ce s-a întâmplat mai târziu a fost aproape un miracol. Rușii n-au găsit studiourile mai mici ale radioului cehoslovac din Praga. Oamenii scoteau denumirile străzilor de pe pereți. Sovieticilor le venea greu să se orienteze. Câteva zile, emisia a continuat clandestin. They were broadcasting for a number of days underground. There was though this incredible solidarity. A existat totuși o solidaritate incredibilă a oamenilor ieșiți în stradă. Ei au început chiar un fel de negocieri cu rușii. Au fost și momente nostime pentru că acest popor are simțul umorului în sânge. Aveam placate și slogane cum ar fi Ivane pleacă acasă, Natasha te așteaptă. Ivan go home, Natasha is waiting for you and stuff like that. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou, běž domů, Ivane. Some people claim that Czechs... Unii spun că cehii și slovacii au fost niște lași, că nu au luptat, dar trebuie să spun că nu este adevărat. În asemenea cazuri ca cel din 1968, cred că au fost cât se poate de curajoși. Czechs were, I think, brave... Enough. Peste 24 de zile, tancurile rusești s-au retras, dar Moscova a controlat totul. Privind în urmă, cred că a fost inevitabil, a fost naiv să se creadă că Brejnev nu va interveni. S-ar putea spune că sovieticii au trebuit să vină. Am sperat că nu, dar în adâncul nostru am simțit că totuși vor veni și ei au venit. Our
Am comis o greșeală și am simțit acest lucru. Am rămas cu o amărăciune în suflet. De ce m-am băgat peste acești oameni? Ei nu mi-au făcut niciun rău. Slavă Domnului, acele zile au trecut.